De asemenea că noua legea salarizării, legea salarizării unitare la care ministrul lucrează în acest moment și pe care vom da până la sfârșitul acestui an, se există un raport just între administrația locală și administrația centrală de perspectiva salarizării, cu Ministerul pentru Principii Egalității, un tratament financiar, ca să spunem așa, dar va fi o dezbatere publică pe asta și sperăm că vom reuși să găsim cele mai bune soluții pentru ca să existe, pentru funcția publică din administrația locală, să existe un stimulent destul